Moțiunea simplă depusă de PNL împotriva ministrului de interne, Carmen Dan, a fost respinsă de Parlament. Au fost 149 de voturi împotrivă, 99 pentru și 3 abțineri. Documentul depus la Camera Deputaților s-a numit Bastoanele PSD peste obrazul democrației românești. Din perspectiva PNL, demisia ministrului Carmen Dan, care a coordonat de facto intervenția de pe 10 august și a întregii conducerea jandarmeriei, este o prioritate de siguranță națională. Acești oameni au dovedit că nu vor și nu sunt capabili să asigure ordinea și să respecte legea, inclusiv o serie de documente esențiale. Au scris membrii PNL în moțiunea simplă. Carmen Dan s-a apărat în fața parlamentarilor și a declarat că acuzațiile care îi se aduc sunt false. În aceeași logică a filmelor cu spioni, este și afirmația că am pus un activist rezist să o hărțuiască pe doamna prefect. Vă imaginați că dau eu ordine celor de la rezist sau cum? Restul teoriilor conspiraționiste au fost infirmate de către Direcția Generală de Protecție Internă a Ministerului. Așa sunt lucrurile, afirm cu tărie că nimeni nu a premeditat ceva și nu a stabilit dinainte vreo responsabilitate a prefectului. 67 de deputați din opoziție au semnat pentru moțiunea simplă.